Antreprenori, suntem în legătură directă cu Bogdan Tudosoiu, inginer român din Suedia, care a fondat startup-ul ModCam. Este unul dintre cofondatorii acestui startup, care săptămâna trecută a fost achiziționat de gigantul IT Cisco. Americanii de la Cisco au fost, deci, foarte interesați de tehnologia la care a contribuit foarte mult și românul nostru, Bogdan Tudosoiu, stabilit în Suedia. Salut, Bogdan! Mulțumim salut, că ai intrat în legătură directă cu noi. Unde ești, Bogdan? În ce oraș din Suedia? Eu locuiesc în Lund, un oraș la 13 km de Malmö. Startup-ul l-am fondat în Malmö. Okay. Cum e Suedia acum? Au fost și e o situație totuși controversată așa față de Suedia, pentru că autoritățile au lăsat un regim mai liber acum cu această pandemie coronavirus. Și sunt anumite rezultate, unii le interpretează pozitiv, alții negativ. Cum percep tu, ca locuitor al Suediei? E prea devreme acum să spunem dacă au avut dreptate sau nu dreptate suedezii. Oricum, aici distanțarea socială e nativă. Noi ne distanțăm social și chiar ne distanțăm și chiar și înaintea coronavirusului. Dar, într-adevăr, nu purtăm măști, am putut să mergem la lucru. Copiii și până, deci școala generală au fost la școli, cei de la gimnaziu și facultăți nu au fost la școli, au făcut învățământ de la distanță. Acum cazurile sunt foarte puține, chiar aici în regiunea unde suntem noi. Bine, am fost și norocoși, fiindcă nu am avut vacanță atunci când a explodat coronavirusul în Italia și Franța. Cei de la Stockholm au fost mai puțin norocoși. Aici sunt doi pacienți la ATI în toată regiunea Scone. Sunt aproape, ia, 30 și 60 de cazuri zilnic aici. Da, mă uitam și pe statistici. Noi astăzi am anunțat în România peste 1300 de cazuri noi, de îmbolnăviri noi, de coronavirus, iar în Suedia, mă uitam pe Worldometer, au fost 63 numai de îmbolnăviri pe toată Suedia. Da, deci mai completează după aceea un pic și în cât s-au murit și mai vin informații după aceea. Dar, într-adevăr, sunt sub 300 zilnic în toată Suedia. Dar așa, lumea cum percepe măsurile autorităților? Pentru că a existat această deschidere, au lăsat, așa cum ai spus și tu, mai deschis regimul antiepidemic. Și lumea așa, cam care e starea de spirit? Ce cred oamenii despre guvern? Nu știu. Deci lumea are foarte multă încredere în cei care sunt la departamentul de imunologie, infecție, epidemie, care au rezultate bazate pe date, au rezultate bazate pe rapoarte științifice, deci nu sunt de capul lor. Politicienii sprijină, politicienii nu ies la rampă ca în România și din spate sprijină pe acești doctori, acești specialiști care, într-adevăr, au cunoștință și competență. Într-adevăr, numărul morților este foarte mare, deci nimic de spus. Și în comparație cu țările de lângă Suedia, bine, în comparație poate cu alte țări sunt mai puțini, dar problema care a fost aici a fost cu azilurile de bătrâni. Boala s-a băgat în azilurile de bătrâni și acolo a fost problemă. Din cauza că azilurile de bătrâni aici nu depinde de Ministerul de Sănătate, ci depinde de regiuni și a fost o chestie că nu au înțeles anumite protocoluri care trebuiau stabilite și așa a pătruns virusul acolo. După aceea s-a înțeles și acum merge mai bine. Dar ziceai de politicieni că îi sprijină pe doctori și pe specialiști, dar care e relația? Opoziție, putere, cei din opoziție, să zicem, îi faultează, îi critică? Nu. Aici sunt toți sunt cum să facă să flatten the curve, cât mai bine și cât, într-adevăr, sunt, unii au să se poarte mască, să nu se poarte mască, cel de la epidemiologie spune nu are relevanță, fiindcă măștile sunt de calități diferite, lumea nu este învățată cu ele, trebuie să facem o școală ca să înveți să porți masca cum trebuie, ca și medicii care sunt pe chirurgie. Deocamdată nu s-a luat nicio măsură cu purtarea de măști. Curios acum cum începe școala. Acum totul este, deci copiii se pot duce la școală.
Totul a fost de pe 15 iunie, s-au luat toate restricțiile pentru, chiar și pentru cei de la gimnaziu și de la facultăți. Ai copii, Bogdan, poți să te întreb? Da, ești am un băiat care împlinește, mulțumesc, 17 ani anul ăsta, în septembrie. Uh-huh. E suedez jet-be-jet. E născut aici, dar vorbește românește. Ah, oh, super. Da, sigur că da, vorbește românește. Uh-huh. Asta e. Tu ești de 20 de ani în Suedia, plecat. Cu mod cam tocmai ai reușit acest exit foarte, foarte interesant către compania IT Cisco, un gigant care are revenue, cifră de afaceri, venituri de peste 50 de miliarde de dolari pe an. Ce face mai exact Modcam și cum i-ați convins? Ce au vrut cei de la Cisco, de la voi, de fapt? Cisco a cumpărat în 2012 un startup, Meraki. Cisco și înainte a avut un departament de camere de securitate. Ei au strâns toate chestiile astea și le-au pus sub această parte din Cisco care se cheamă Cisco Meraki. Cisco are și WebEx, Systems, o grămadă de networking și alte departamente, subfirme. Iar noi am fost contactați de această firmă Cisco Meraki. Lor le-a plăcut partea de analiză de machine learning pe care o aveam, partea de cloud, cum ne împărțeam și ne împărțim acum aplicațiile între ce procesăm pe device și ce procesăm în cloud. Și ei urmăreau să facă chestia asta, dar pentru ei a fost mult mai ușor să cumpere o soluție deja acceptată pe piață. Deci noi aveam înaintea lor clienți ca IKEA, ca Maersk, ca și Singtel, Deloitte. Și au zis, ok, hai să vedem cum facem integrarea aceasta. Nouă ne place ce faceți voi. Hai să vedem cum puneți voi aplicațiile voastre, cloud, soluția de cloud și soluția de on-device pe device-urile noastre și cum să continuăm împreună. Dar cum decurge un astfel de proces de achiziție cu un gigant în business cum e Cisco? E dificil? Cum negociați? Vă tocmiți ca la târg, ca la piață sau e mai sofisticat? E un pic mai sofisticat, dar nu foarte sofisticat. Deci, în principiu, Cisco este o firmă, cum ai spus tu, uriașă. Deci ei au un departament calat pe achiziții. Noi, în firma Modcam, am fost 10 oameni. Deci noi am început de când am început să semnăm term sheets-urile, să spunem cât vor să ne cumpere și nu știu ce, am început să lucrăm pentru ce se cheamă due diligence, în care nu eram 2-3, erau 20. Tot procesul de la când am convenit asupra, ok, noi suntem interesați, voi sunteți interesați, până când am semnat și am semnat afacerea, a durat vreo 2 luni. Timp în care ne-am întâlnit cu o grămadă de firme de avocați, cu o grămadă de mari instituții financiare care se uită la absolut toate detaliile pe care le ai în companie, de la ce fel, cum folosești open source software, până la finanțe, până la partea de human resources, până la cum să cum să facă comunicarea în vederea cumpărării, cum să integreze personalul în noua firmă, tot. Deci a durat 2 luni. Da. În astfel de deal-uri internaționale de genul acesta, de cele mai multe ori este ascunsă suma tranzacției și înțeleg că și în cazul vostru nu este dezvăluită. Poți să ne spui, să zicem, nu știu, din câte cifre este? Nu. Ok, înțelegem. Bogdan, dar... Nu, cu chestiile astea ai de la început. Sunt niște non-disclosure agreement foarte periculoase, mai ales când vorbești cu firme americane. Firmele europene tind să fie mai, să accepte mai ușor, dar firmele americane niciodată. Și scrie exact, nu? Da, scrie ce, dacă spui ce se întâmplă. Dar pot să te întreb înainte de această vânzare, practic, voi fondatorii mai aveați acțiuni, mai aveați părți sociale în film? Da. Absolut, da. Chiar destul de mult. Cred că cei 4 fondatori am avut aproape jumătate din firmă. Uh-huh. Și restul
Ați avut și foarte multe, ați avut și runde de investiții, sigur peste 6 da. Milioane de dolari. Sigur că da, sigur că da. Da, am avut trei instituții financiare, venture capital, da. Robert Bosch, Spintop și Starbright, cât și angel investors, care sunt, știi, când începe o companie, încep cu friends, family and fools. Deci prieteni apropiați, nume destul de mari. De exemplu, Bert Norberry, care a fost CEO de la Sony Ericsson, este unul dintre acționari. Frederick Hedlund, care este CEO acum la Northvolt, cel din Germania, care fac baterii electrice, a fost și în bordul de directori. O grămadă de nume cunoscute. Jan-Erik Solem, cofondatorul tău principal, tocmai a vândut, am scris și noi acum o lună sau două, a vândut un startup către Facebook, Mapillary. Corect, da. Care a avut și prezență în România. Da, da, sigur. A avut trei angajați în România. Da. Jan-Erik, da, l-am întâlnit, așa am început firma, de fapt. Eu am avut o idee, mă pasiona, deci eu am lucrat în telefonie mobilă. De când m-am mutat în Suedia, am lucrat doar pe telefonie mobilă, m-am mutat în America un an de zile, am lucrat cu telefonie mobilă, la firme ca Ericsson, Sony Ericsson și HTC. Și am avut tot timpul chestia asta că poți procesa foarte mult într-un telefon. Puterea unui telefon este fantastică, ca procesor, ca memorie, ca o grămadă de lucruri. Și m-am gândit așa, de ce să nu iei display-ul, arunci display-ul, iei speaker-ul, iei microfonul, le arunci și atunci poți să procesezi o grămadă de chestii acolo. Și îți dai seama că nu-ți trebuie atât de multe de viteză de date de transmisie, că nu trimiți video la distanță, deci bandwidth-ul este foarte mic. Nu costă așa de mult, fiindcă bandwidth-ul mic nu costă, nu stochezi foarte multă dată în cloud. Și plus securitate și privacy. Clar, deci erau trei argumente la chestia asta. Și am avut ideea mea la început a fost, hai să fac un device în care să iau pur și simplu un chipset de telefon mobil și să pun aplicații pe el și atunci să transmit doar date. Gândește-te ca și cum ar fi Google Play sau App Store, în care iei aplicații de computer vision, le pui pe un hardware, ai o parte de backend și o parte de cloud și atunci toate firmele astea care fac doar software, ca demografie, numărare de persoane, tracking, poate să-ți pun aplicația pe device-ul tău și tu faci un revenue share cu ei. Normal, App Store 30-70%, eu iau 30%, ei iau 70% și era perfect. Și așa am început firma. Aici, în regiunea asta, în Skåne, în Malmö, Lund, avem o comunitate de startup fantastică. Sunt oameni care au făcut exituri și care te ajută să te introduci cu alte persoane. Și l-am cunoscut pe Hampus Jakobsson. Hampus, tip briliant, fantastic. Care a făcut o firmă TAT, The Astonishing Tribe, pe care a vândut-o la BlackBerry. Și el, cunoscând foarte multă lume, cunoscându-l pe Jan-Erik, era un eveniment la Turning Torso. Turning Torso este un turnul ăla din Malmö, cel mai înalt, are 52 de etaje. Și era la ultimul etaj și țin minte, m-am întâlnit cu Jan-Erik, el ne-a introdus și am zis ok. El avea ideea cu Mapillary, cu crowdsourcing pentru poze pe care să le pună împreună și care să creeze ca și Google Street View, dar într-un alt fel și pentru străzi mici, fiindcă mașinile de la Google, mă rog, nu sunt foarte multe și străzile se schimbă și ideea lui a prins. Și se gândea, ok, îmi trebuie un device pentru chestia asta. Și eu având chestia asta, ok, fac un chipset de telefonie mobilă și cu o cameră pe el, putem să luăm poze, dar le trimitem doar date. Așa am strâns, am bătut palma și am zis, hai să facem o companie. Și atunci un alt investitor de aici din regiune ne-a văzut când tocmai vorbeam, în care noi spuneam, ok, dar trebuie să dăm 5 ani din viață pentru asta, cel puțin, în care să, deci nu te gândești la altceva decât mergem și facem firma asta. Tord Wingren, deci Tord este un investitor în foarte multe firme mici de aici, a avut vreo 3-4 exituri și el. Jan-Erik a făcut un alt startup înainte, Polarose, pe care l-a vândut la Apple. Iar Tord făcuse Decuma, a vândut-o la Samsung, Nano Radio tot la Samsung și o grămadă de altea.
Unul dintre cei cu care a fost de la prima dată la Bluetooth. Bluetooth-ul s-a inventat aici în Lund, de unde sunt eu. Și toți trei așa ne-am gândit, ok, hai să facem o companie și l-am și cooptat pe cel de-al patrulea cofondator, Karl-Anders Johansson. Și el fiind unul dintre cei de la TAT, The Astonishing Tribe, având la BlackBerry, dar atunci se afla într-o perioadă, își făcuse al doilea startup, FedSkunk, pe care l-a vândut la Qualcomm, un fel de antivirus pentru telefonie mobilă. Și așa am început noi patru compania, gândindu-ne că facem o platformă pentru aplicații de computer vision, ca un fel de Google Play. Și ce aduce în plus pe piață soluția voastră? Nu exista. Nu exista soluția asta. Industria asta de camere de securitate și de IP este vechiuță. De până 90 și ceva, de când s-a inventat IP-ul și așa, toate protocolurile astea pentru... Dar nimeni nu a avut ideea asta. De fapt și Bosch, care au camere de securitate, de asta a investit în noi. Fiindcă li s-a părut ideea, ok, a zis, aveți 2 ani înaintea noastră, trebuie să investim în voi ca să vedem cum vă mișcați și ce să faceți în perioada următoare. Dar dacă te uiți la Axis, la Bosch, la Samsung, Panasonic, unele chiar au și dispărut, camere de IP și de securitate, ele trimit stream-ul de video într-un cloud sau într-un server undeva și acolo procesează date sau le stochează, ceea ce costă enorm de mult. Și ca să poți să-ți faci un network, îți trebuie instalatori, îți trebuie o grămadă de resurse care sunt absolut aiurea. Și atunci ne-am gândit, de ce să facem? Poate unii oameni au aplicațiile respective, dar nu au cunoștință cum să facă un hardware. Eu venind din partea de hardware pentru telefonie mobilă, știam cum să fac un hardware pentru camerele din acestea care transmiteau informații. Și așa am început pe bune munca prin februarie-martie 2014. După aceea am angajat primii softiști, eu am fost la început CEO, dar mie nu-mi place chestia asta să fiu CEO, eu sunt pe partea tehnică. Am adus un fost coleg de la Sony Ericsson, Andreas Norgren, un băiat remarcabil, care a luat poziția de CEO. Eu am fost șef pe partea tehnică, am adus prima dată 2 softiști, după aceea încă mai mulți, au fost 6 până la final developers. Iar eu cu cale Anders Johansson am făcut partea de hardware și tot ce înseamnă producție și am avut 2 device-uri, le-am numit Mod 01 și Mod 03. Ultimul device, Mod 03, acum o să fie încorporat în Cisco. Așa am început. Device-urile voastre sunt niște camere sau sunt niște device-uri care se atașează la camere deja existente? Nu, includ un senzor CMOS, deci includ o cameră. Problema e că noi procesăm stream-ul de video în device. Deci fiecare frame este luat, analizat și după aceea este pur și simplu trash. Deci noi nu ne interesăm să trimitem. Ce trimitem noi din device, de exemplu pentru aplicația de tracking, este un timpul în care, un timestamp, un ID și coordonatele X și Y pe un floor plan global. Atât. Din alea se pot lua viteză și o grămadă de chestii. Cei de la Cisco, atunci când au anunțat achiziția, spuneau că au fost interesați în primul rând de zona asta de privacy. Soluția voastră este conformă cu legislația de protecția vieții private, da. GDPR-ul și toate nebunile astea. Exact. Îți dai seama că am avut o grămadă de discuții cu IKEA, de exemplu, sau cu... Am fost și la US Air Force. Am vândut la US Air Force prin IBM soluția noastră, prima soluție pentru people counting și pentru alte chestii. Toți se uitau, ne-au făcut o grămadă de penetration test să vadă dacă device-ul nostru, deci poți lua informații din el sau poți deschide un stream de video ca să vezi ce se întâmplă sub el. După aceea, cei de la IKEA la fel ne-au făcut o grămadă de penetration test să vadă, ok, chiar spuneți cu adevărat că nu trimiteți niciun video, nimic? Da, nu trimitem. Într-adevăr, în partea de, fiindcă noi folosim chestiile astea noi cu machine learning, în care trebuie să învățăm device-ul cum arată un cap de om, în principiu. Deci noi acum facem tracking pe capete de oameni.
învățăm device-ul ce e un cap de om, chiar cu șapcă, chiar cu o grămadă de alte chestii, și atunci îl urmărim prin magazin. Și vedem unde petrec oamenii mai mult timp în fața cărui produs, îi numărăm cât sunt, putem să facem demografie, să vedem dacă sunt sex și vârstă. Chiar și cu măști? Că acum poartă măști. Nu, cu măști, deci încă nu suntem acolo. Acum, noi ce ne gândim acum este să facem cum de sus poți să vezi ce este bărbat-femeie. Acum cu măști nu se poate, că fiindcă algoritmii normali folosesc foarte multe puncte de pe față. Având numai ochii e foarte greu să recunoști care sunt, mai ales vârsta, la vârstă e aproape imposibil. Da. E folosit, bănuiesc că e folosit în zona de securitate, dar și în zona de cercetare de piață, de marketing. Nu, deci noi nu folosim absolut deloc în securitate. Ideea mea și am fost de la început foarte clar, fiindcă în partea de securitate, dacă o folosești chiar și la chestiile astea de anti-theft și așa, trebuie să salvezi video pentru 30 de zile. Eu am spus, din moment ce nu vreau să-ți trimit niciun video, nici nu mă bag pe partea de securitate, ci mă bag doar pe partea de analytics, doar pe partea de analiză de date. Dar cei de la Cisco, ei pomenesc și de securitate acolo, da, în comunicatul. Sigur, fiindcă camerele lor, cele pe care le folosesc acum, au parte de securitate. Deci ei iau video stream-ul și îl salvează în device. Deci dacă vrei să te duci să vezi ceva, deci poți să te duci să iei device-ul respectiv și să vezi ce s-a întâmplat. Acum te-ai alăturat Cisco, practic. Da. Da. Deci de la 1 august sunt angajat Cisco. Și cum e diferența asta? Pentru că tu ai lucrat în Ericsson, deci corporație, în HTC în America, iarăși corporație, după aceea în startup, acum iarăși corporație. Care e diferența asta a vieții de corporate și startup? Deci are avantaje și dezavantaje, fiecare dintre ele. Chiar și în partea de startup, deși așa boemă, este o grămadă de muncă. Deci este o muncă fantastică. La un moment dat vezi, nu mai am bani în companie, cum fac? Am adus bani de acasă ca să-i bagă în companie, ca să putem da salarii. Deci este haiducie viața de startup, sincer haiducie. Așa, la firmele mari, într-adevăr, e multă politică. Multă politică, trebuie să știi să vezi cu cine vorbești și trebuie să-ți faci propria rețea ca să poți să rezolvi chestiile mai repede. Știu cum se face, fiindcă am lucrat și în Ericsson, și în Sony Ericsson, și în HTC. Chiar în HTC m-am mutat în America, nu știam, știam doar pe foștii colegi cu care am fost de la Sony Ericsson, dar din partea de HTC nu știam pe nimeni. Și atunci trebuie să te duci acolo și încep, ok, you have to figure out. Trebuie să te duci și să descoperi singur, da, cu cine se lucrează, cum să lucrezi și cum să faci lucrurile mai bine. Este mult mai stabilitate, este mult mai multă stabilitate. Deci am partea pe care care mi-a lipsit la un startup, mai ales la un startup mic de 10 oameni. Sunt multe lucruri care se pierd așa și pe care nimeni nu le ia. De exemplu, noi ar trebui să facem să FSC și SE, chestiile astea, să aprobăm device-ul pe anumite piețe. Cine să le facă pe astea? Le-am făcut eu, că nu avea cine să se ocupe. Așa, acolo ai un întreg departament care se poate ocupa de chestiile astea. Ca să faci producție de device respectiv. Acolo, la Sony, să ai, de exemplu, industrialization. Sunt sute de oameni care se ocupă doar de chestia asta. Așa, noi le-am făcut în 3 oameni. Deci, într-adevăr, este super diferență. Pe de o parte, foarte faină, fiindcă poți să vii cu ce idei vrei tu. Acolo trebuie să se supui anumitor procese și anumite reguli. O să vedem. Da. Va fi interesant. Apropo de începuturi, ai plecat din România în urmă cu 20 de ani. Tu ești din Câmpina deloc, da, din județul, da, Prahova. Da. Mai vii în România? Sau sigur la că Câmpina? Da. Sigur că, din păcate, anul ăsta nu am putut să vin din cauza coronei așa. Mai ales că părinții mei sunt peste 70 de ani, nu vreau să iau de pe drum ceva și să le duc lor. Sigur că da. De cel puțin 2 ori vin în România, în Câmpina, special în perioada de iarnă, de în jur de Crăciunului și vara. Cea mai frumoasă este în perioada Crăciunului, fiindcă îmi întâlnesc și foștii colegi de liceu și o grămadă de alți prieteni, fiindcă toți sunt acasă în perioada aia. Vara e mai greu să îi prinzi pe toți în același loc. Cum ți se pare România acum față de ce era acum 20 de ani când ai plecat tu?
S-a schimbat major. Și eu cred că s-a schimbat în bine. Am auzit de lupte politice. Am televiziune română aici, mă mai uit la TV-ul românesc. Știu ce se întâmplă acolo, mă informează și ai mei, dar evoluează. Știi că sunt chestiile astea, S-curves, tot timpul. Mie mi se pare că România este pe o parte ascendentă a curbei astea. Aici, în țările de vest, sunt pe partea platou. Trebuie să se reinventeze ceva, deci lucrurile nu se schimbă, aici sunt stabile, nu se schimbă lucrurile așa de repede. În România lucrurile se schimbă repede. Câteodată prost, câteodată bine. Dar se schimbă repede. Ceea ce e foarte important. E disruptiv, ca să folosesc un termen. Dar e important și e bine. Mie chiar îmi place chestia asta. Bogdan, dar ți-aduce aminte, aveai 26 de ani atunci, dacă am făcut bine socoteala când ai plecat. Corect. Ce șanse aveai ca tânăr în tehnologie în România anului 2000, atunci când ai plecat tu? Că nu eram nici în NATO, nu eram nici în Uniunea Europeană, evident, atunci. Pe unde eram noi, de fapt, pe harta oportunităților, a investițiilor, a tehnologiei? Deci eu am lucrat în România la Ana Electronic. Exact după ce am terminat facultatea în 96, am terminat electronica și telecomunicațiile în 96. M-am angajat dinainte, de fapt. Și era boom-ul ăla cu... Abia apăruseră calculatoarele, abia apăruse internetul, jocuri, centrale telefonice. Țin minte că erau doar de la Poșta Română, de la așa, și aveau o linie și vreau să facă firme mici, deci era partea în care apăreau firmele mici și toți aveau dorința să facă așa ceva. Mie mi-a plăcut tot timpul telefonia mobilă. Exact apăruse atunci telefonia mobilă GSM. M-am angajat la MobilRom, actualul Orange. Dar am făcut ceva super plictisitor. Era dialogul atunci, nu? Nu, MobilRom se chema. Da. Super plictisitor să instalez o centrală pentru customer service. Deci nu eram pe partea de telefonie mobilă, tot mă duceam la telefonia PSTN și nu mi-a plăcut deloc. M-am întors la Ana Electronic. Chiar vorbeam cu George, cu Copos. M-a adus înapoi. Hai că tu te pricepi la asta. Chiar investise în Conex. În partea de Conex și putea să fie distribuitor de telefoane Samsung și Philips la momentul și Ericsson la momentul ăla. Și m-a pus să fiu șeful la serviciul lui de IT din București. Lucram pe Floreasca undeva. Și așa am plecat în Suedia. La un moment dat făceam service de level 3 pentru Ericsson, adică puteam să reparăm prea multe, decât putem să le schimbăm. Și am vrut să, de ce să nu putem să reparăm, să luăm mai mulți bani, să putem să facem reparații care sunt mai eficiente, poți să iei mai mulți bani. Și așa am venit în Suedia cu un curs. Au venit doi băieți de la Ericsson și au zis, de ce nu vii să faci curs și poți să te upgradezi la level 5. Okay. Și am venit în ianuarie 2000 aici în Lund, la un curs de 2 săptămâni la Ericsson Academy. Am făcut cursul respectiv. Și când am plecat de la curs, mi-a tras cu privirea o carte galbenă. Și zic, ce e asta? Și acolo era o carte de joburi pentru Ericsson. Și în ea, deci noi vorbeam de GSM, era acolo o poziție pentru 3G. Deci asta era în 2000, 3G. Development engineer, deci nu o super mare poziție, dar era exact asta. O să lucrez cu partea de receiving de la telefonie mobilă pentru 2G și 3G. Era noua chestie cu... receivere homodine care se duce direct în zero. Și am trimis un CV. Am trimis CV-ul meu și n-am găsit timbre de valoare mare. Și am găsit timbre din alea de valoare mici. Și am umplut plicul ăla cu timbre. Ăsta care m-a angajat încă mare plicul ăla acolo. A zis, săracul, câți bani o fi plătit ăsta ca să vin aici așa la Ericsson să dea interviu. Și m-au chemat la interviu până aprilie. După aceea nu mă mai anunțau nimic. Eu trebuia să plec și în Canada. Vreau să plec să emigrez și în Canada. Și la un moment dat primisem acceptul pentru Canada și am sunat pe ăștia de la Ericsson. Păi zic, ce face? Zic, și cum? Trebuie să vin luni la muncă. Zic, bă, băieți, cum să vin luni la muncă? Noi nu suntem în Uniunea Europeană, nu suntem nimica. Și au trimis prin DHL o grămadă de formulare ca să pot să vin cât mai repede aici. Au rezolvat o grămadă de chestii. Încă Ericsson era super firmă la momentul ăla în Suedia. Toată lumea i-a ascultat. Și am putut în iunie 2000, am ajuns în Suedia. M-am mutat cu tot. Cu o ladă de cărți, atât mi-am luat.
și două geamantane. Îți trebuia viză atunci, îți trebuia formalități. Tot. Am făcut școala de șoferi încă o dată, da. Și în America am făcut-o, fiindcă m-am dus, a trebuit să stau acolo mai mult de o lună. Am făcut 3 școli de șoferi în 3 țări diferite. Dacă ai mai avea cum, ai fi acum tânărul de 26 de ani de atunci, ai mai pleca sau poate ar fi mai multe șanse să rămâi aici? Dacă mă uit la sistemul de startup, nu l-am urmărit prea bine, sistemul de startup-uri din România. Dar citind așa printre rânduri ce fac, sunt foarte puțini care fac partea de device, de hardware. Sunt foarte mulți care sunt bazați pe software. Școala românească de software este fantastică, fiindcă știu foarte multă matematică, clar. Cred că tot aș fi plecat, fiindcă sunt mai pasionat de partea asta de hardware, care într-adevăr are foarte multe dezavantaje. Îți trebuie foarte mult cash ca să startezi un startup de hardware, fiindcă trebuie să investești în hardware în principiu. Și se feresc, toți investitorii se feresc de chestia asta și înțeleg de ce în România se fac startup-uri de genul ăsta. Sunt? Se mai fac, dar nu foarte multe, în principal pe software. Da, știu că Fitbit-ul, de exemplu, a cumpărat acolo foarte mult. Vectorul, este... da. A luat Vectorul aici. Exact. Da. Este firma asta nouă, cum se cheamă, Unipass sau Uni, care e super mare. Am niște prieteni care au fost aici foarte tineri, foarte buni, care au fost din Cluj, care au fost aici în Malmö la un fast track startup din ăsta, care fac totul computer vision cu inteligență artificială, se uită pe să schimbe casele de marcat și să facă tot automat. Sunt o grămadă acum. Nu știu dacă aș fi tânăr. Nu știu, sincer. Depinde de ce oportunități ai. Nu poate să spună nimeni că ar fi stat acolo sau ar fi plecat în altă parte. Depinde de oportunități, depinde de noroc, în primul rând. Foarte mult noroc. Și de ce prieteni ai, cu cine. Foarte mult, când am început startup-ul ăsta, a contat foarte mult cu cine l-am startat. De exemplu, am fost să discutăm cu un venture capital de aici. Prima dată nu aveam produsul, nu aveam nimic. Aveam 3 foi dintr-un PowerPoint, nici măcar o prezentare. Așa, în care omul de la venture capital a spus: păi, te știu pe tine, câți bani vreți? Nici nu a interesat produsul. Și în principiu se întâmplă chestia asta. Depinde de cine ai. Și de asta e foarte greu pentru oameni tineri să starteze ceva și să fie ascultați de investitori. Foarte greu. Mult mai ușor să ai pe cineva care deja a făcut un exit, care deja este cunoscut, atunci e fain. Se poate. Deci contează mult track record-ul, CV-ul. Pe care... Clar. Absolut. Acum, că ai intrat din nou în corporație, ce ai de gând să faci? Dacă poți să ne spui, Bogdan, poate, nu știu, mai vrei să mai scoți un startup sau să continui în corporație? Sau... Ok, acum cel puțin 3 ani trebuie să stau aici. Și nu, chiar îmi place, fiindcă vreau să văd produsul pe care l-am făcut noi să crească și noua firmă să-l vedem că este bine vândut și se incorporează pe camerele companiei și în cloud-ul companiei și să vedem exact produsul ăsta așa, copilul meu crescând. Deci clar, am să stau aici poate mai mult de 3 ani. Eu am acum un non-compete pe partea de computer vision și pe camere, deci n-am voie să fac chestiile astea absolut în următorii 3 ani, poate chiar nici în următorii 4 ani. Dar aș putea să fac alte lucruri care nu au legătură cu chestia asta. Am ceva idei. Nu știu dacă o să am timp, fiindcă chiar dacă e muncă în corporație și e 9-to-5, nu cred că sunt genul de om care să lucrez 9-to-5. Lucrez mult mai mult decât atâta. Să văd dacă am timp. Mi-ar plăcea, sincer. Acum o să iau o pauză, că după 7 ani de zile într-un startup, e greu să o iei de la capăt. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Felicitări încă o dată pentru acest exit și mult succes în continuare. Mulțumesc și eu. Toate cele bune. O zi bună. Ciao.